Guvernul vrea ca dascălii să fie mai bine plătiți. Un document semnat de premier și alți opt miniști arată că executivul Pontaș propune să crească salariile profesorilor, dar și să facă o nouă lege a educației. Planul guvernului ia în calcul majorări de până la 30%, iar creșterile nu se referă doar la dascăli, ci și la personalul auxiliar din unitățile de învățământ. Proiectul cuprinde de asemenea și o prevedere care ar da profesorilor posibilitatea de a se pensiona cu trei ani înainte de termen, fără ca să piardă din bani. Concomitent cu aceste reforme, sindicaliștii din învățământ se așteaptă ca executivul să deblocheze posturi din școli, având în vedere că multe unități de învățământ se confruntă cu o lipsă de personal care afectează activitățile didactice. În condițiile aplicării proiectului propus de guvernul Ponta, în următorii doi ani, veniturile salariale ale cadrelor didactice ar putea crește cu peste 35%.